Un subiect la modă în zilele noastre sunt genele. Știi tu, caracteristicile pe care le moștenește un om din clipa în care o ouțul mămicii e fecundat de spermatozoiduțul tăticului. Da, am spus spermatozoiduțul. Probleme? Genele sunt responsabile de multe. Să luăm exemplul Stelei Popescu, pe care o vedem aici, machiată și purtând cea mai nouă colecție de perdele mob expert. Probabil. În cazul de față, genele sunt responsabile pentru acest fizic numit stela, care are în mod clar nevoie de pastile. Îi recomand farmaciile Dona sau Polisano. Am auzit că bune. Hashtag o cheamă stela și e o stea. Indiferent cât de mult dictează genele aspectul fizic și anumite predispoziții genetice la boală, când vine vorba de personalitate, contribuția genelor tinde spre zero e de ajuns să te uiți la diferențele din propria ta familie. Tu și fratele tău ați primit același pachet de gene, dar aveți cu totul alte preferințe, cu totul altă personalitate. Altfel nu ar mai face lumea atâtea glume despre cum semeni cu vecinul, haha. -ha. Faptul că te-ai născut băiat sau fată, că ești singur la părinți, primul sau al doilea născut, chiar și diferența de vârstă între tine și fratele tău te va influența în moduri nebănuite toată viața. Există nenumărate studii care arată cum se va dezvolta un om în funcție de ordinea la naștere sau sex. În prima parte a vieții, ca de altfel pe tot parcursul vieții, avem nevoie de un lucru. Atenție. Ok, două lucruri. Iaurt degresat și atenție. E important să fii înțeles, ascultat, apreciat și iubit de familie, prieteni, colegi de clasă sau de birou și mai ales de părinți. Cine spune că nu-i pasă ce crede lumea, minte. Chiar de la început, când îți bagi propriile picioare în gură și te caci pe tine non-stop, ți se formează un fel de reflexe psihologice pe care te vei baza toată viața. Pentru prima oară ai de-a face cu lumea și, în funcție de ce vezi prin jur și ce reacții stârnești, înțelegi câteva lucruri de bază. La modul ideal, lecțiile care ar trebui învățate până la 3 ani pot fi rezumate așa. Ceilalți sunt de încredere, copilul e o persoană valoroasă, și copilul poate efectiv să interacționeze cu ceilalți. Bazându-se pe aceste învățăminte, copilul își va dezvolta un model de personalitate care îi va folosi tot restul vieții sau până când va băga mulți ani și bani în ședințe de terapie care să-i corecteze deficiențele. Modul în care se formează, strat cu strat, ca o ceapă, personalitatea omului încă din copilărie reprezintă o bucată imensă din cașcavalul care este psihologia, dar, ca să nu ne explodeze capul, pentru clipul de astăzi ne vom referi doar la diferențele generale date de sex și ordinea la naștere. Să începem cu sexul, în sensul de băiat sau fată, nu de ce fac părinții tăi la tine în cameră când tu ești plecat în tabără. În funcție de sexul la naștere, părinții vor atârna de capul bebelușului toate stereotipurile sociale legate de sex și mai târziu societatea levantării. Frumos, nu? În afară de diferențele fizice evidente, inclusiv cele legate de faptul că femeile și bărbații produc cantități diferite de hormoni sexuali, testosteron și estrogen, există diferențe clare de creștere. În general, bebelușii băieți se bucură de mai multă atenție din partea părinților, primesc jucării care solicită rezolvarea de probleme și sunt mai încurajați să exploreze și să se joace singuri, în timp ce fetele sunt ținute aproape, de frică pentru siguranța lor, făcându-le să se obișnuiască în mai mare măsură cu conformarea la așteptările părinților. Amândoi părinții le întrerup mai des pe fete și îi ascultă mai atent pe băieți. Tații se joacă mai dur cu fiilor și se așteaptă la realizări mai mari de la ei. Mai târziu, la școală, profesorii se așteaptă ca băieții să fie mai agresivi și fetele mai cooperante. E greu de spus dacă diferențele dintre sexe sunt așa pentru că sunt așa sau pentru că ne așteptăm noi să fie așa și deci totul e ca un fel de profeție care se auto-îndeplinește. Facts you up! Am găsit multe alte diferențe de creștere în funcție de sex. Dar mă opresc aici. Ideea e că fetele și băieții sunt crescuți diferit chiar dacă fac parte din aceeași familie. Asta duce inevitabil la personalități diferite. Mai multe detalii găsiți în carte. Și acum partea mai sexy a programului nostru de astăzi. Ordinea la naștere. Spoiler, dacă ai frați sau surori, te-au mințit. Nu vă iubesc pe toți la fel de mult. Primul născut e de regulă cel preferat, mai ales dacă e băiat a taete, m-am gândit să o zic din prima, mai bine să rup bandajul cât mai repede ca să doară mai puțin. Câsf, nă fă, vorba filozofului. Mai ții minte cum am spus mai devreme că ne dorim atenție? Ei bine, de aici pornește toată distracția. În funcție de ordinea nașterii, adoptăm strategii diferite pentru a atrage atenția părinților. Din moment ce nu există suficientă dragoste pentru toți, trebuie să ne decupăm o nișă prin care să o obținem. Să facem cumva și să ne dezvoltăm anumite calități care să ne distingă de frații noștri. De aia suntem așa de diferiți de cei născuți înaintea noastră sau după noi. Pentru a ne distinge în ochii părinților, facem mari eforturi să stabilim cât de diferiți suntem față de ceilalți. Din același motiv, dacă unul dintre frații este identificat cu unul dintre părinți, celălalt se va identifica în mod instinctiv cu celălalt părinte. Adică, dacă tu ești mai mult cu mami, el va fi mai mult cu tati, exceptând situațiile în care tati e un bulangiu. În ordinea numerelor de petricou, primul născut e de obicei mai încrezător în sine, când s-a născut el era practic liber cu poarta în față, dragostea curgea gârlă și el nu o împărțea cu nimeni. Sigur pe el, Competitiv, dominator, majoritatea prim-ministrilor sau președinților sunt prim-născuți. Sunt mai conștiincioși se identifică mai ușor cu valorile părinților, sunt mai preocupați de statut, mai emotivi, își revin mai greu când sunt supărați, probabil pentru că sunt mai băgați în seamă, sunt mai răzbunători, mai înclinați către furie, de obicei nu își asumă riscuri, nu practică sporturi periculoase, preferă notul sau tenisul, nu sunt la fel de interesați de călătorii ca ceilalți de după ei. Ultimii născuți sunt în general foarte diferiți în toate privințele. Au mai puțină încredere, sunt mai altruiști, mai empatici emoțional. Când sunt mici, au relații mai strânse cu ceilalți copii. Sunt mai puțin conștiincioși, mai puțin înclinați către furie și răzbunare, mai deschiși către experiențe noi, mai neconvenționali, aventuroși, rebeli. De ce? Dacă ești primul născut, ai tendința de a urma linia minimei rezistenței atunci când îți stabilești nișa, oferind părinților ceea ce își doresc și fiind de partea lor. Când apare copilul următor, tu, primul născut, îți afirmi imediat întâietatea și faci tot posibilul pentru a domina. Fiind mai mare și mai puternic, vei fi și mai încrezător în puterile tale. În funcție de cât succes au frații tăi, poți fi furios și răzbunător din cauza că simți că ești înlocuit. Fiind cel mai mare, e posibil să-ți se atribuie sarcini de creștere a celorlalți copii. Asta te face mai responsabil, mai puțin înclinat către risc, mai conservator. Exact invers e evoluția celui de-al doilea născut. Contează și diferența de vârstă dintre copii. În jurul vârstei de trei ani, copilul a dezvoltat suficientă încredere în sine să facă mai ușor față unui nou frate. Peste trei ani, competiția va fi mai mică. Sub trei ani, mai încrâncenată. Părinții își pun mai multe speranțe în primul născut. Sunt mai interesați ca acesta să le urmeze sfaturile și așteptările lor de viață. Al doilea născut are, de obicei, mai multă libertate în alegerile făcute. Dacă ești singur la părinți, te scos ai majoritatea avantajelor cu puține dintre dezavantaje. E posibil să fii prea conservator, prea puțin predispus la risc. Tot ce am spus până acum nu e o noutate. E ceva adânc înrădăcinat în practica psihologică. Chiar și așa, nu e literă de lege. Poate ai fost crescut de bunici, poate atașamentul tău din copilărie a fost față de o bonă, poate ai fost răpit de extraterestri și ți-au înfipt aia o probă în cur. Nu se știe niciodată. Ideea e că sunt nenumărate situații în care clasificarea asta nu se aplică. De exemplu, eu sunt primul născut și am avut note mai proaste la școală și am probabil mai puțină încredere în mine decât sora mea. Important e să înțelegi procesul prin care ne formăm și ne maturizăm și poate să-ți dai seama cum te-ai dezvoltat în timp în funcție de mediul în care te-ai născut. Ăsta e doar vârful icebergului. Dacă vrei să afli mai multe, citește cartea Te-au făcut la cap. Cum să supraviețuiești vieții de familie de Oliver James. E groasă, dar merită. Episodul de astăzi a fost sponsorizat de detergent obișnuit. Detergent obișnuit este pur și simplu sătul de toate abuzurile astea venite din partea celorlalți detergenți. Detergent obișnuit, pentru că la dracu cu ceilalți. Cam atât pentru astăzi, întrebarea pentru clip este cât de bine vi se aplică în cazul vostru trăsăturile pe care le-am citit mai sus. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să dați un like și mai ales un share clipul ăsta pe Facebook. Să se audă să afet? fet peste tot pe internet. Fraților, gata! S-a adus dracu vacanța de vară! La școală cu voi, bolangiilor! Ascuțiți creioanele, apretați cămășile, udați burețelul! Bacul ăla nu o să se dea singur! Ca să îndulcim nițel trecerea de la vacanță la pușcărie, pardon, școală, uite 8 povești horror din vacanță!